Am revenit la Măgurele, alături de mine domnul primar Vasilică Diacon. Domnule primar, mulțumesc că ne sunteți și astăzi gazdă, încă mai sunte couri după marele eveniment care a fost Ziua Comunei. Unul dintre cele mai mari evenimente de gen până la momentul ăsta la noi în județ. Ce mai faceți? Mulțumesc bine, bună ziua, bine ați revenit la noi. E și normal să fie ecoul după așa o zi, după așa zile frumoase organizate la noi, ținând cont că a fost prima ediție, cred că ne-am depășit, ne-am autodepășit în ceea ce am reușit să facem împreună cu toată echipa, să facem pentru ziua localității, pentru localitatea noastră. Marea surpriză pentru mine și pentru cei care eu cunosc au fost mulțimea de artiști, de nume mari și sumele foarte, foarte mici. În alte părți știu că s-au plătit bani mulți pentru astfel de manifestări și nu s-au ridicat nici pe departe la amploarea la ce a fost aici la Măgurele. Dar asta e un mesaj pentru cei care mai cârcotesc, pentru că există și astfel de oameni. Sincer, îmi pare rău că n-am avut foarte mult timp atunci la dispoziție, nici noi, nici dumneavoastră, să prezentăm în detaliu noua primărie, dar asta pe viitor o să facă subiectul la o emisiune. La momentul ăsta ne aflăm în, să-i spunem, biblionet. Ați promis, pentru mine a fost o provocare, se pare că a prins și contur. Aveți o bibliotecă cu foarte multe volume, ați conectat și calculatoarele unde vin tinerii copii să acceseze informația. Da, n-aș vrea să trec totuși peste subiectul care noastră l-ați abordat un pic. Am fost ajutați foarte mult de postul TV Etno și așa am putut să aducem foarte mulți artiști. Am avut scenă gratuită, am avut lumini, muzică, tot ce a trebuit pentru a face un eveniment deosebit. Și de aceea ne-a costat foarte puțin bani și majoritatea banilor care i-am cheltuit pentru acest eveniment au fost strânși din sponsorizări care au mers, care s-au depus la caseria primăriei și Consiliul Local a votat pentru a-i cheltui pentru acest eveniment. Pe această cale le mulțumesc tuturor sponsorilor care ne-au ajutat și vreau să spun că am promisiunea că vom face și la anul la fel. Un lucru foarte bun. Haideți să vorbim despre biblionet. Despre biblionet a fost o idee să facem acest biblionet încă de anul trecut. N-am avut spațiu. Aveam biblioteca comunală la fostul cămin, deoarece căminul s-a dărâmat și a trebuit să ne apucăm de refacerea lui, să-l punem în siguranță, ceea ce am și făcut, a trebuit să luăm cărțile de acolo și să le punem în altă parte. Atunci s-a născut ideea să mai facem încă o sală aici în cadrul primăriei. Am făcut-o, arată așa. Consiliul Județean ne-a ajutat împreună cu Biblioteca Județeană și aici îi mulțumesc și domnului profesor Boaru, care ne-a pus la dispoziție calculatoarele printr-un program care se numește Biblionet. Noi am fost receptivi, ne-am mișcat un pic mai repede, că suntem prima localitate care, din a doua serie, prima localitate care am accesat acest program. În momentul ăsta copiii deja vin ziua și intră, au acces la internet gratuit, au imprimant, au pot să dezvolte foarte multe activități. Cât de curând vom face o emisiune cu o lansare de carte, deja am vorbit, vom avea o activitate specială pentru acest biblionet, că merită să-l promovăm, merită acești copii de la noi din comună să vină, și nu numai copii, să vină să acceseze internetul de aici din, și totul este gratuit. Domnule primar, un alt eveniment la fel de important ca și ziua localității, dacă nu mai important, a fost vizita dumneavoastră în perioada 13-24 iunie în China.
De ce China? Ce s-a întâmplat? Da, a fost o delegație constituită din de la Consiliul Județean, Prefectură, Camera de Comerț a organizat această deplasare, din care am făcut și eu parte și mă mândresc că am făcut parte din această delegație împreună cu domnul Aurelian Gogulescu, președintele Camerei de Comerț, care are relații de peste 20 de ani cu Republica Chineză. Această deplasare s-a făcut tocmai în scopul de a atrage, investiții și investitori străini. Și unde să te adresezi în această perioadă când în Europa este criză, trebuie să ne adresăm în Asia, să putem să aducem investitori. A fost, din punctul meu de vedere, o vizită, cum să-i spun, foarte... Cu de succes. Cu foarte mare succes, foarte obositoare din punct de vedere al deplasării. Vreau să spun că am fost primiți cu onor de către domnul, de către ambasada României acolo, de către guvernatorul a 112 milioane de locuitori. Adică vreau să spun că am avut o primire extraordinară. Ați fost în cea mai mare provincie din China, din câte știu. Da, în Guangzhou. Am început, de fapt, cu orașul Harbin, unde am participat la târgul internațional de la Harbin. Acolo au participat în jur de 200 de țări din toată lumea, printre care și România. Am fost primit foarte bine, am avut contacte cu diversi oameni de afaceri, cu firme de publicitate, cu firme de... foarte multe, în jur de 70 de oameni de afaceri, cu 70 de oameni de afaceri am avut discuții și am schimbat cărți de vizite, am schimbat... Deci una peste alta a fost o oportunitate pentru Comuna Măgurele să se dezvolte într-un parteneriat cu oameni de afaceri, cu investitori din China, nu? Da, noi acolo am promovat județul Prahova și implicit mi-am promovat Comuna Măgurele. Comuna Măgurele a intrat într-un program de, să-i spun așa, de promovare. Vreau ca localitatea Măgurele să fie promovată mai agresiv decât până acum. Cu ghilimele de rigoare. Foarte agresiv. Nu e nicio problemă dacă e agresiv. Important e să avem și rezultate. Și eu cred că în ultimul timp rezultatele s-au văzut și sperăm să aducem un investitor cât de curând. În toamnă, în octombrie-noiembrie, va veni o delegație din China la noi, la care voi participa și eu la lucrările și dezbaterile care vor fi atunci. Și atunci vor veni să vadă și zona noastră, în speță localitatea Măgurele, să le punem la dispoziție ceea ce avem noi și cu ce vin ei ca investiție, să putem să colaborăm și să dezvoltăm această localitate. Domnule primar, în urmă cu ceva vreme, nu e foarte mult timp de atunci, dumneavoastră povesteați, bine, și am luat-o ca și atare discuția, de o investiție legată de niște panouri fotovoltaice. La momentul ăsta, dacă ne deplasăm, putem să prezentăm sau să-mi prezentați mie și celor care ne privesc despre ce e vorba, ce va fi acolo. Și aș mai vrea să discutăm, pentru că, așa cum știm cu toții, comuna dumneavoastră oferă foarte multe. Ați făcut într-un timp foarte scurt foarte multe, se pare că aveți dorința asta de a dezvolta foarte, foarte rapid tot ceea ce înseamnă infrastructură. Dar mă gândesc, pentru oamenii care vor să achiziționeze terenul, să-și construiască case, dumneavoastră sunteți vizionari și vă gândiți să atrageți cumva, să le spun investitori, dar nu sunt investitori. Oameni care să locuiască pe teritoriul comunei, oameni din orașe, pentru că știm cu toții că zonele din jurul Ploieștiului sunt din imediat apropiere, sunt foarte aglomerate. El la dumneavoastră e, să-i spun, un colț de rai, deja e poate mult, dar există posibilitatea asta. Aveți infrastructură,
aveți deschidere. Mă interesează dacă sunt și terenuri pe care să le puteți oferi celor care doresc să vină să respire un aer curat, să vină să trăiască așa cum trebuie. Așa este. Noi am făcut discuții, avem terenuri, avem foarte multe terenuri, private, într-adevăr. Comuna nu dispune de teren să pună la dispoziția privaților și atunci ei vin și cumpără teren. Sunt terenuri bune, terenuri destul de ieftine. Eu spun că în perioada asta suntem o localitate cu un potențial de dezvoltare extraordinar. Putem să facem discuția asta cumva afară? Sigur, cu mare plăcere. Mi-ar place să mergem, în primul rând, să mergem până la parcul fotovoltaic, da. Care cât de curând îi vom face inaugurarea la el. Chiar v-aș dori să mergem împreună cu domnul viceprimar, să mergem împreună la parcul fotovoltaic. De acord. Una din cele mai mari investiții și un loc cu care vă mândriți, acest parc cu panouri fotovoltaice. La fel, la momentul când am început emisiunile, povesteați că o să fie. Vezi, asta, scepticismul ăsta, dacă atâția nu s-a făcut nimic, e normal, poate. Dar cu toate cele, se dezvoltă. Încet, încet intrăm și noi pe drumul cel bun. Da, mă bucur că am reușit să atragem această investiție pe raza localității. Avem și beneficii în urma acestei investiții, tot ce înseamnă taxe și impozite la primărie, care se vasă și pe noi ne ajută să facem alte investiții, cum ar fi o asfaltare sau, știu, o trotuare sau ce mai avem noi de făcut în comuna noastră. Este o investiție privată. Mai concret, domnul primar, să înțeleagă cei care ne privesc. Deci noi am pus foarte mare accent pe investițiile private, adică vine firmă, societate, firmă străină, cumpără teren de la proprietare din Măgurele și aici sunt două avantaje. Odată avantajul că vine și investește la noi, odată avantajul că cetățeanul poate să-și vândă terenul la un preț cât de cât accesibil. Și avantajul primăriei că încasăm taxele aferente investiției. Și așa a luat foc acest parc de panouri fotovoltaice, care va fi conectat la rețeaua națională de electricitate. Vom avea și noi un beneficiu. Vor fi și locuri de muncă după ce se va termina. Sperăm ca într-o lună de zile să facem și inaugurarea acestui parc. Noi ne-am implicat foarte mult prin autorizațiile care le-am dat, prin demersurile făcute la Consiliul Județean pentru a face puzul, deci a scoate din circuitul agricol și a trece în intravilan. Terenul e trecut în intravilan ca să poată să facă construcțiile pe el. Și sper eu că dacă este prima investiție aici, tot terenul până la Măgurele, până la CAP și ce terenuri mai avem la două purcele, cum spunem noi, drumul județean spre Bălțești, acolo iară sunt terenuri bune de atras investitorii și știm că în momentul ăsta avem câteva firme care deja s-au anunțat spre a face alte investiții, dar aici o să-l las pe viceprimar că împreună am făcut câteva demersuri în acest sens și știe și dânsul foarte bine și o să vă povestească un pic mai târziu când vom merge în altă locație unde mai avem o investiție. Înainte de a merge spre următoarea locație ca și punct de discuție, cei care au făcut investiția asta, că vorbim de o societate, de o firmă, chiar da, nu contează cine e, ce și cum, sunt mulțumiți de ce s-a întâmplat și de colaborarea? Că până la urmă dumneavoastră aveți un mare aport aici. Da, sigur, ne-am implicat foarte mult, le-am pus toate documentele la dispoziție și ăsta e un lucru extraordinar de mare. Nu oriunde, știți că am avut o discuție exact pe aceeași temă, când vine un investitor, hai să vedem cum îi dăm în cap. Nu, aici vine și chiar lucrurile merg. Împreună cu toți angajații primăriei le-am stat la dispoziție în sensul bun al cuvântului, adică chiar le-am pus la dispoziție tot ce au avut nevoie și așa
așa a demarat foarte repede lucrarea. Adică nu are niciun an de zile și deja este gata. Următorul punct, ați spus că mergem unde? Aș vrea să mergem sus, avem o investiție frumoasă, o livadă pe câteva hectare și tot acolo să discutăm și de următoarea investiție care va veni la Măgurele. Domnule viceprimar, un alt loc minunat. Descoperim cu fiecare vizită aici la dumneavoastră locuri și oameni minunați și minunate. Vorbeam cu domnul primar mai devreme și asta vreau să punctăm. Legat de posibilitatea de a face achiziții privat de la privat pentru a mări numărul de locuitori. Sigur că da, în spatele meu, după cum se vede, aveți suprafața agricolă a Comunei Măgurele, unde noi ne dorim foarte mult să facem, să aducem investiții, să creștem comuna economic. Cum a spus și dumneavoastră, achizițiile pot fi făcute numai privat de la privat, întrucât primăria nu dispune de suprafețe agricole. Domnul primar spunea când am făcut dialogul la Biblionet acolo, de faptul că sunt în comparație cu altele, chiar dacă există infrastructură, să spun, foarte bună, există posibilitatea de a face achiziții la prețuri bune, prețuri permisive. Exact. Și locuitorii din comuna Măgurele, la fel ca și noi, își doresc să dezvolte comuna și atunci undeva și ei fac o reducere de preț, să zic așa, dau terenul undeva mai ieftin, doar ca să dezvoltăm comuna, să creăm locuri de muncă pentru viitorul comunii și al copiilor dinșor. În momentul de față suntem în discuții cu un investitor italian care dorește să facă la Măgurele un pol de dezvoltare la agriculturii, un centru de excelență. Dânsul în viitor are în plan să-și construiască și o fabrică de dulcețuri, magiunuri, compoturi, produse tradiționale, marmelade și așa mai departe. Suntem la stadiu de discuții cu cetățenii pentru a facilita oarecum cumpărarea sau arendarea de terenuri. Dânsul este interesat și să cumpere și să arendeze o suprafață destul de mare, de 15-20 de hectare. Și din câte știu, nu e un oarecare, e chiar președintele... Exact, este președintele asociațiilor agricole din Italia. O să vină cu o serie, un grup de investitori să investească aici, în comuna Măgurele. Ce le place cel mai mult la cei care vin din străinătate și vor să facă investiții aici? Deși știu că am avut o tradiție în cultura pomilor și în cereale, de ce nu? Și zona le place foarte mult, pământul este propice pentru așa ceva. Și vor să vină să investească aici, în zona. La momentul de față ne aflăm într-o livadă, să spun, o altă investiție a unui investitor, un particular, care a dezvoltat acest deal care la un moment dat era, să spunem, lăsat în paragină. Era un teren lăsat în paragină, domnul și-a cumpărat aici tot dealul, tot terenul și a și arendat o parte și își face o cultură de mer, din câte se vede, din câte știu, e la al treilea an, pomii sunt deja pe rod și vrea să dezvolte o afacere pe ramura asta. Dânsul are și o microfermă, are câteva zeci de animale, îmbină agricultură, zootehnia, să zic așa, cu pomicultura. Este un beneficiu pentru comuna toată noastră și pentru toată lumea, de ce nu? Domnule viceprimar, specialiștii și oamenii care au viziuni spun că una din locomotivele care ar trage cumva România pe drumul cel bun, spre firesc, ar fi agricultura. De ce nu și pomicultura? Mă uit la minunea asta de loc, la atâta suprafață de teren. Dacă s-ar face agricultură ca la carte, cred că am fi într-adevăr mult mai bine poziționați. Sunt de acord cu dumneavoastră, zona noastră și Măgurelele a fost vestit pentru pomicultură, pentru fructe de pădure, zmeură, de ce nu? Așa cum se vede, se pot face lucruri mari, trebuie doar să găsim omul potrivit la locul potrivit, să zic așa, care să-și dorească să facă o investiție la Măgurele și să dezvolte zona. Pentru că sprijin din partea Consiliului Local există. Categoric, oricine a vrut să vină la Măgurele a avut întotdeauna ușa deschisă la domnul primar, la mine și la toată primăria. Le-am facilitat cât am putut de mult calea actelor, să zic așa, nu ne-am scărpinat cu o mână invers și zicem noi că am rezolvat cât de repede am putut toate situațiile. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc!
Domnule primar, ne aflăm pe stadion și nu întâmplător. Știu că pe data de 4 august va fi Cupa Iulia Mușat, nu? Tradițională deja Cupa Iulia în memoria pentru fostul primar cu echipa de fotbal. Deja a devenit o tradiție și e normal să facem ceva frumos pentru sportivi. Avem o bază frumoasă, deja în momentul ăsta am intrat la renovarea. La ce vă gândiți? Păi vreau să renovez vestiarul și trebuie să-i facem un acoperiș, că deja se infiltrează apa și în zidărie, și facem un acoperiș mai înalt cu din resurse proprii, cu mâna de lucru, ajutorul social și cu băieții de la poliția locală în timpul liber. Adică, practic, ne-am strâns o mână de oameni care ne place sportul, ne place fotbalul și vrem să facem ceva frumos, să beneficiem de condiții, spun eu, normale. Echipa de fotbal la momentul ăsta cum stă, domnule primar? Da, suntem în Liga B, Seria Nord. Am terminat campionatul pe locul 3. E o performanță, din punctul meu de vedere, de mult nu s-a mai întâmplat acest lucru. E o performanță ținând cont că avem jucători numai din comună, numai din localitate, ceea ce e un lucru mare, spun eu. Meritul antrenorului sau cum? Meritul antrenorului, meritul jucătorilor, întregului staff care se ocupă de fenomen. Știți foarte bine, fotbalul e un fenomen un fenomen extraordinar în zonă. Am spus că e o performanță locul 3. Anul ăsta se preconizează să mai formează încă o serie în care vom promova și în acest sens am contactat un antrenor, spun eu, de marcă al județului. Este vorba de Vasile Cozarec, fost jucător la Petrolul, fost antrenor la Petrolul, în momentul ăsta antrenor de copii și juniori la Astra și în timpul liber vine să vă ajute. Să ne ajute, să ne dea o mână de ajutor, să putem să facem antrenamente, fiindcă trecem la alt nivel și este normal, n-am vrea, dacă anul ăsta fără antrenamente am reușit să ținem să urcăm echipa pe locul 3, aș vrea ca și la anul să fie cel puțin la același nivel. Domnule primar, mă uit aici la baza asta sportivă. Într-adevăr, extraordinară. Mulți și-ar dori să aibă cu tribune, cu vestiare care să aibă etaj și lojă, din ce am înțeles de la dumneavoastră. Dar pe când, să-i spunem, un stadion în adevăratul sens al cuvântului? Știu că sunteți foarte apropiat de fotbal. Da, sunt foarte apropiat de fotbal, dar sunt mai apropiat de comună. Și, sincer, nu putem să investim banii într-un alt stadion, atât timp cât îl avem pe ăsta, îl modernizăm pe ăsta și îl aducem la standarde la care noi visați. Da, visele sunt mult mai mari, dar la momentul ăsta beneficiem de o bază sportivă extraordinară. S-a lucrat în ultimii 4-5 ani împreună cu fostul primar și cu actuala conducere, dezvoltăm această bază. Nu vom face un nou stadion, probabil că la anul vom face un teren de mini-fotbal care să vină în întâmpinarea tinerilor care își doresc acest lucru, să nu mai meargă în alte localități să joace fotbal. Vom face acest lucru la noi și am în vedere acest lucru, să facem un teren de mini-fotbal. Dar, în schimb, baza sportivă suntem peste media celorlalte localități, așa că avem cu ce ne mândri. Mi-ar fi plăcut o bază sportivă aici, la dumneavoastră, cu tribune de jur împrejur, cu o iluminare, cu nocturnă. Da, probabil când vom rezolva toate problemele din comună, vom face și astea. De-aia v-am spus, sunt aproape de oameni și sincer, nu vreau
să bag într-un, să aloc banii unde nu trebuie, adică unde nu e necesar. Avem, v-am spus, alte lucruri prioritare, cum ar fi căminul, cum avem trotuarele de făcut, ne pregătim pentru o sală de sport, care aia este foarte necesară, să putem să dezvoltăm activități cu copiii de la școală și cu cei mari și cu cei mici, unde să facem o echipă de handbal. O invitație pentru cei care ne privesc, da, pentru Cupa Iulia Mușat? Sigur, îi aștept pe toți, toți locuitorii. Vom avea o zi frumoasă, o zi festivă, pot să-i spun așa, pe 4 august, duminică de la ora 9, unde vom avea un meci probabil cu juniorii și cu echipele din Coada Malului și din Iazu. Și meciul de închidere va fi între Măgurele și o echipă de divizia C, probabil Competu sau CSM Sinaia sau Blejoiu, Braziu, una din astea patru va fi invitată la noi pentru a încheia activitatea de 4 august. Oricum, cei care or să fie prezenți o să aibă ce să vadă. Da, sigur, va fi un meci foarte frumos și o festivitate frumoasă cu diplome, cu cupe și așa cum am făcut și în anii trecuți, știu că a ieșit foarte frumos și de aceea și anul ăsta va ieși la fel, ținând cont că am avut ziua localității și a fost extraordinar de frumos, nu poate să nu iasă și asta la fel de frumos.